recent a fost inaugurat proiectul Lucrări de Consolidare, Modernizare, Reabilitare, Autorizație de Funcționare pentru Construcție Existentă, Extindere cu Corp Școală și Sală de Sport, Împrejmuire și Amenajări Exterioare, Teren, Comuna Mănești, Satul Drăgăești, Pământeni. Proiectul, cu o valoare de peste 21 de milioane de lei și finanțat prin programul operațional regional 2014-2020, a avut ca obiectiv general reabilitarea imobilului școlii gimnaziale. Investiția a presupus consolidarea, modernizarea, reabilitarea și dotarea corpurilor existente de clădire, extinderea capacității unității de învățământ cu 300 de locuri prin crearea unui corp nou de clădire, precum și construcția unei săli de sport. Astfel, în total, 480 de elevi beneficiază de condiții moderne de învățare și de derulare activităților sportive. Prin construirea unui nou corp de clădire, toți copiii vor învăța într-un singur schimb. Consiliul județean Dâmbovița va asigura copiilor navetiși din comună un microbuz electric în valoare de 240 de mii de euro pentru ca aceștia să ajungă la școală în cele mai bune și sigure condiții.